La Catedrala Mitropolitană din Sibiu, slujba Deniei a fost oficiată de înalt Sfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului. Cele 12 evanghelii, în care sunt redate mărturii despre pătimirile Mântuitorului Hristos, au fost citite în prezența a numeroși credincioși, între care studenți și profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna. În cadrul deniei din Sfânta și Marea Vineri, credincioșii prezenți la Catedrala Mitropolitană din Sibiu au ascultat textele scripturistice în care se relatează despre arestarea, procesul, pătimirile și jerfa pe cruce a Mântuitorului Isus Hristos. Credincioșii s-au rugat cu lumânărea prinse în mâini și au retrăit clipele de suferință și jerfă pe care le-a trăit Mântuitorul Hristos pentru omenire și în Catedrala Metropolitană din Sibiu s-a așezat crucea spre închinarea poporului binecredincios ca semn al prezenței Mântuitorului în mijlocul lumii. Și aici tensiunea duhovnicească crescută crescut atât de mult în ultimele zile se împlinește în închinarea dinaintea lui Hristos care își așteaptă nu doar judecata judecătorilor săi din nefericire și judecata lumii de acum, de fiecare dată mergând să-și înfrunte moartea, moartea noastră mai mult decât moartea lui. Suntem într-un sobor binecuvântat avândul ca prim cititor al Evangheliei, al primei Evangheliei din ziua de astăzi, pe Narpa Părinte Mitropolit Laurențiu și ceilalți părinți slujitori ai Catedralei și ai Facultății de Teologie, arătând odată în plus că atunci când vorbești despre fii unui părinte și despre fiii unui biserici, nu poți reduce doar la o filiație de natură materială și naturală, ci și la aceasta duhovnicească. Pentru că astăzi, în fond, lectura lectura Evangheliei dinaintea Sfântului Altar s-a făcut pentru ca toți să ne aducem aminte fiii cui suntem frații mici și unor nebăgați în seamă, obosiți de foarte multe ori acestui Dumnezeu viu care refuză să obosească de dragul nostru. În alt preasfințitul, Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va oficia mâine seară la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, Denia Prohodului Domnului.